Viorica Sile are în îngrijire o soră cu dizabilitate. Ea este una din cele 43 de femei beneficiare ale proiectului Acceptă dizabilitatea, nu și violența, implementat de Asociația Obștească Motivație. Până a participa la traininguri, eram foarte timidă. După participarea asta, m-am deschis ca să pot să deschid o ușă mai simplu. Participând la cursurile acestea, și dumneavoastră o să deveniți mai puternici și nu o să vă fie teamă de viața de zi cu zi, fiindcă lipsa de informații te face mai slab. Ca scop am avut să contribuim la diminuarea violenței asupra femeilor și asupra persoanelor cu dizabilități și combaterea stereotipurilor asupra acestei categorii de persoane. Însă și autoritățile publice locale au menționat despre necesitatea continuării colaborării în cadrul acestui proiect, în cadrul acestui domeniu și implementarea unor ulterioare acțiuni de împuternicire și întărire rezultatelor obținute în primul proiect. Aceste activități au avut un impact destul de consistent prin organizarea teatrului social, prin promovarea conceptului de accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la diverse instituții publici, cât și la servicii de calitate. Participanții au învățat cum pot să prevină aceste situații de violență și cum să nu accepte atunci când persistă o violență asupra propriei persoane. Femeile cu dizabilități continuă să fie printre cele mai discriminate grupuri de persoane. Acestea se confruntă cu situații de discriminare în bază de gen și în bază de dizabilitate, dar totodată sunt supuse unui risc mai mare de a se confrunta cu situații de violență. Acest proiect contribuie și la ridicarea nivelului de conștientizare în rândul populației și a lucrătorilor din domeniu referitor la necesitățile persoanelor cu dizabilități, în special a femeilor cu dizabilități, dar totodată și referitor la potențialul acestora. Femeile, fetele cu dizabilități, persoanele cu dizabilități în general au avut de suferit cel mai mult în perioada pandemiei și vorbesc aici de discriminare, de acces limitat la servicii, la informație, vorbesc de stigmă, vorbesc de stereotipuri, prejudecăți. Prin această inițiativă, în particular, ne dorim ca să împuternicim femeile, fetele cu dizabilități, ca să-și cunoască drepturile, ca să-și le poată exercita, deoarece indiferent de starea de sănătate, indiferent de statutul social, de etnie, rasă, limbă, sex, fiecare persoană trebuie să se bucure de aceleași drepturi.